Doamne ajută. Doamne ajută. Și folosul pacienților. Stai. Da. Uite, să rămână, bună ziua. Bine v-am găsit. Sunteți alături de noi. Și sperăm și totdeauna. Bine v-am găsit. Vă mulțumim pentru sprijin și pentru deschiderea de care ați dat dovadă ca să implementăm această nouă specialitate mai departe în România. Este novatoare pentru Europa și pentru lumea întreagă și suntem mândri că și în România am reușit să realizăm acest lucru cu sprijinul dumneavoastră. Să fie într-un ceas bun și să dea Dumnezeu bine. Hai să vedem. Ca să prezentăm. Activitatea cu încă un compartiment, cel de îngrijiri paliative. Deși îngrijirile paliative nu au un specific pentru un spital de urgență, totuși noi, în dorința de a ajuta pacienții aflați în faza terminală a unor boli amenințătoare de viață și din dorința de a monitoriza corespunzător și trata durerea, de asemenea tot ce înseamnă problemele fizice, psihosociale și spirituale ale bolii, a apărut această dorință de a înființa un compartiment de îngrijiri paliative. Pacienții erau oricum internați în spital, rămâneau pe secțiile de oncologie medicală sau chirurgie, unde era o durată medie de spitalizare crescută și astfel cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică am obținut avizul pentru înființarea acestui compartiment. S-a aprobat în Consiliul Local acest proiect, după care s-a făcut demersurile la Ministerul Sănătății, unde domnul deputat ne-a ajutat și am obținut în anul trecut, în 2017, aprobarea de modificare de structură cu înființarea compartimentului de îngrijiri paliative, un compartiment cu 10 paturi, distribuite pe saloane de 4 paturi, 3 paturi, 2 paturi și o rezervă izolator cu un pat.
Pacient, de asemenea, pe lângă saloane, avem băi cu dotate ca pentru pacienți cu dizabilități. Saloanele și tot ce înseamnă pacienții sunt monitorizați și tratați corespunzător, cu aparatură corespunzătoare, cu monitoare de funcții vitale, cu electrocardiograf, cu aparate de oxigen, saltele antiescare, injectomate, tot ce este necesar. De asemenea, la contractul din luna aprilie, când am încheiat contractul cu casa, am obținut contract și pentru îngrijiri paliative, fiind o secție de cronici, se internează doar pacienții care sunt cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau bilet de trimitere de la medicii specialiști din spital. Beneficiază pacienții care sunt diagnosticați cu cancer în stadiu final, pacienții cu insuficiență cardiacă severă, cu demență senilă, cu, doamna doctor vă poate spune mult mai multe diagnostice. Aceștia sunt pacienții eligibili pentru îngrijirile paliative. Încadrarea cu personal este suficientă? Da, avem în cadrul compartimentului de îngrijiri paliative doamna doctor Bora, care a preluat din 17 septembrie după ce a luat examenul pe post, dar înainte de dumnea ei am avut-o pe doamna doctor Ciobanu Teodora, medic de medicină internă cu atestat de îngrijiri paliative, care și-a desfășurat pe jumătate de normă activitatea aici și mulțumim pe această cale. Avem 7 asistenți și 7 îngrijitori și infirmieri. Pe partea spirituală se ocupă părintele Antoci, care este preotul spitalului, de asemenea doamna psiholog Popa Paula, pe consiliere psihologică, și ca pe partea socială, asistentul social, doamna Rodica Bălan. Doamna doctor, linie de gardă? Este o secție cu linie, un compartiment? Nu, fiind un compartiment cu 10 paturi, nu se pune în discuție de linie de gardă separat. Dacă sunt urgențe peste noapte, se ocupă linia de gardă de medicală. Asigurarea dotărilor pentru secție este... Este corespunzătoare. Da, facem față solicitărilor la care suntem supuși. Admitem pacienți cu boli amenințătoare de viață, cum spunea și doamna manager, neoplasme în stadii terminale pentru care s-au epuizat rezervele terapeutice, insuficiențe cardiace de stadii avansate 3 și 4, ciroze hepatice de stadii avansate, boli pulmonare cronice, sechele de accidente vasculare și demente. Admisia se face pe baza biletului de trimitere și conform programării ca într-o secție de bolnavi cronici. Din punctul dumneavoastră de vedere, este suficient sau ar mai trebui la număr de cazuri o estimare? Din punctul meu de vedere, este o mare realizare că am reușit să deschidem acest compartiment în Spitalul Municipal de Urgență Roman și ne putem acorda trendului european de îngrijirea pacientului pe toate etapele vieții, mai cu seamă în stadiul preterminal și axându-ne pe suferința globală a familiei, pe suferința anticipatorie a decesului și pe suferința după deces. Evaluăm pacienții din punct de vedere fizic, psihosocial și emoțional, în mod continuu, cu reevaluări de etapă, ori de câte ori este nevoie. Cât stă internat aici un bolnav? Media de internare, conform contractului cadru cu casa de asigurări, este în jur de 14 zile, cu limite mai mari sau mai mici, în funcție de evoluția pacientului, în funcție de manevrele care se impun. Ce alt proiect viitor urmează să dezvoltați aiutul de evoluție a spitalului? Ce aveți în vedere? Într-adevăr, ne bucurăm și noi de această realizare pe care o apreciem ca fiind absolut necesară pentru municipiul roman. Și de asemenea, vreau să vă informez ca și element de o noutate, în ședința de Consiliu de astăzi vom aproba studiul de fezabilitate pentru extinderea ambulatorului de la Spitalul Municipal de Urgență Roman prin crearea acelui centru de imagistică, construcția unei clădiri
și de asemenea dotarea cu aparatură, computer, tomograf, RMN, ecograf, radiolog, aparat de radiologie, de urologie, astfel încât să creăm acel mult dorit centru imagistic la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman, un proiect în valoare de peste 2.600.000 de euro, dintre care 2.300.000 sunt eligibili prin fonduri europene. Este o ambiție mai veche a noastră la nivelul conducerii primăriei municipiului Roman și care, iată, vine odată cu deschiderea acestei linii de finanțare să satisfacă și această nevoie a Spitalului Municipal de Urgență Roman. Noi sperăm cât mai repede într-o evaluare a acestui proiect. L-am depus practic înainte de termenul final, ceea ce înseamnă că va intra la evaluare cu prioritate și sperăm ca pe parcursul anului viitor deja să încheiem contractul de finanțare și, de ce nu, dacă procedurile de achiziție se derulează în ritmul pe care ne-l dorim, chiar de anul viitor să începem și lucrările. Domnule deputat, proiectele dumneavoastră începute se finalizează unul câte unul, sunteți legat sufletește probabil de asta și sunteți prezent în anumite zone care le vedeți că au crescut ca niște copii. Care este opinia dumneavoastră? Cum se vede de la București sistemul medical de la Roman? Nu de la București, chiar de la Roman. Îl văd mult mai de aproape și întrebarea dumneavoastră vine și se pliază la aceste aspecte la care chiar mă gândeam. Și spuneam că v-am promis cu ceva timp în urmă că vom continua activitatea aici în Roman într-o echipă și iată că lucrurile vin și demonstrează. Argumentele există, iată și prin cel de astăzi, când un proiect mai vechi al nostru, astăzi, iată, este pus în operă. E un loc în care, sigur, încărcătura este specială și poveștile de aici sunt foarte triste, dar așa cum oamenii au nevoie de oameni în momente de bucurie, în momente de maximă fericire, oamenii au nevoie de oameni și în momente grele, în momente când se pregătește pasul spre trecerea finală și cu atât mai mult cred că era nevoie de acest lucru a se realiza aici. A fost o întreagă epopee, a fost o poveste nu foarte simplă până s-a ajuns aici, cu interes, cu muncă, cu activitate susținută din partea spitalului, a primăriei, dar și ulterior de la București. În momentul iată de față lucrurile sunt realizate. Ne bucurăm că se merge mai departe și cu un alt proiect de suflet, acel cu centrul imagistic, și nu pot să-mi exprim decât satisfacția că echipa demonstrează că e unită, că echipa lucrează și pune în operă proiecte care atunci când le vine timpul de maturare, ele și apar ca argumente a muncii și a dezvoltării unei inițiative lăudabile. Le urez succes celor de aici, știu că nu le este simplu, trebuie să fie încărcați cu o energie pozitivă, cu multă răbdare, pentru că oamenii care vin aici vin aflați în suferință, dar nu numai ei, și familiile lor, care au nevoie de compasiune, care au nevoie de a se purta discuții și atitudini corespunzătoare cu ceea ce ei au ca și etapa vieții. Și sigur că vă urăm mult succes și credem că lucrurile merg din bine spre mai bine. Întotdeauna este loc de mai bine, dar iată că există preocupare și ținem mereu legătura, chiar ne sfătuim, chiar colaborăm, astfel încât pașii să poată fi făcuți în sensul așteptărilor populației din Roman și nu numai. Așa cum ați întrebat, nu de la București vă ce se întâmplă la Roman, ci de la Roman vă ce se întâmplă la Roman, dar de la București am văzut ce se întâmplă și prin alte părți. Și vreau să vă spun că Spitalul Municipal de Urgență are un standard, are realizări deosebite, are un ambient și în același timp condiții deosebite. Sigur, am spus întotdeauna e loc de mai bine, cred că lucru cu omul e cel mai greu, cred că atitudinal, cred că mental, cred la nivel de percepție trebuie mereu să lucrăm, noi cu noi și fiecare și cu ceilalți, pentru că fiind mai aproape de oameni, fiind mai deschiși și mai prietenoși, atunci oamenii se vor bucura nu numai de o amenajare și o aparatură deosebită, ci și de o consiliere pe lângă actul medical care face foarte mult în momentele grele, în momentele când omul se află în suferință, se află în boală.
De aceea îndemn, ca întotdeauna, ca cei care lucrează în spital, să dea dovadă pe lângă specializarea pe care au dobândit-o, pe lângă profesionalismul pe care știu că l-au, și de acel gest uman, acel gest de compasiune, de implicare, astfel încât lucrurile să fie asigurate pe toate palierele și Spitalul Municipal de Urgență din Roman să fie mereu și mereu unul din cele mai bune din această zonă, din centrul Moldovei. Domnule director, valoarea investiției de aici? Pentru această investiție am avut o alocare bugetară de aproximativ 80.000 de lei. Totodată contribuind la acest lucru și unii oameni de bine, cărora noi vrem să le mulțumim, care au donat anumite obiecte și lucruri pe care noi le folosim astăzi. Așa cum vedeți, conform normelor în vigoare, am montat acest tachet antibacterian, avem sistem de supraveghere, sistem de cartelizare accesului în această incintă, dotările necesare, cum spuneau și colegii mei, doamna manager și doamna doctor. Am încercat să putem să creăm un mediu bun de lucru, așa cum spuneam anterior, trebuie să mai sunt lucruri care putem să le facem, care putem să le îmbunătățim, dar în acest moment am reușit să deschidem un compartiment de care noi suntem mândri.